Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a întâlnit cu persoanele aflate în evidența sectorului social, filantropic și misionar al eparhiei. Aproximativ 300 de familii au primit astăzi daruri din partea ierarhului. În curtea centrului eparhial, înalt preasfințitul părinte Andrei a dăruit pachete cu alimente de Crăciun pentru 300 de familii nevoiașe. Înainte de a le oferi darurile, înalt preasfinția sa a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, subliniind faptul că Hristos ne învață pe toți să fim buni și să ne ajutăm aproapele. La Crăciun ne bucurăm cu toții, și cei mari, și cei mici, pentru că s-a născut Domnul Iisus Hristos. Și ne învață pe toți să fim buni. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, că atunci când va reveni Domnul Iisus Hristos și toți vom învia din groapă, ne va împărți în două, pe unii va pune de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Celor de-a dreapta le va zice așa: veniți binecuvântați Tatălui meu, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vor zice dreptii: Doamne, când te-am văzut în toate aceste situații? Ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu și i-a slujit, mie mi-a slujit. Acum noi nu vrem să spunem că facem această slujire cu foarte multă eficiență, dar am dorit să o facem, am dorit să o facem. Așa că micile pachete pe care vi le dăm acum de Crăciun nu sunt altceva decât un semn al comuniunii și al faptului că vrem să împlinim cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos și vă dorim la toți sărbători fericite. Luni au fost oferite 100 de pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte pentru vârstnicii din centrele rezidențiale din județul Bistrița-Năsăud și peste 200 de cadouri cu îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii romi de la Pata Arât. Tot luni au fost oferite 150 de pachete cu articole de igienă, îmbrăcăminte, rechizite școlare și dulciuri pentru copiii din evidențele sectorului misionar social. Darurile oferite au fost achiziționate de Centrul Eparhial cu sprijinul Asociației Filantropia Ortodoxă din Cluj-Napoca și în parteneriat cu Parohia Luterană Flensburg din Germania și cu Parohia Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți din Londra. A devenit deja o tradiție ca în preajma sărbătorilor de Crăciun, Asociația Filantropia Ortodoxă, în parteneriat cu mai mulți sponsori și donatori, să ofere produse și alimente neperisabile pentru cazurile sociale aflate în evidențele sectorului misionar social din cadrul arhiepiscopiei noastre. Evenimentul de astăzi se înscrie în cadrul unui proiect mai amplu care vizează acordarea de ajutoare financiare și materiale pentru peste 1500 de beneficiari din cuprinsul arhiepiscopiei Clujului. Astfel, în zilele următoare, peste 300 de copii și bătrâni din centre rezidențiale de la Bistrița și comunitatea de rom din Pata Arât vor primi îmbrăcăminte și încălțăminte noi, iar în ajunul Crăciunului, Asociația Filantropia va oferi o masă caldă pentru peste 700 de copii din comunitățile de rom din Turda și Pata Arât. Ne bucurăm că și de această dată am reușit să aducem puțină bucurie și speranță în sufletele celor care au nevoie de ajutorul nostru. În prezent, Centrul Eparhial desfășoară 55 de proiecte și programe sociale care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație copiilor și tinerilor și alină suferințele celor bolnavi. Este un ajutor foarte mare pentru noi faptul că suntem consiliați de doamnele de la Centrul de Consiliere și ajutor și pe această care vrem să le mulțumim. Înseamnă foarte mult pentru noi aceste pachete, ne ajută de sărbători. Înseamnă un mare ajutor pentru că îmi cresc singură copilul de 11 ani și sper ca Dumnezeu să ne dea sănătate, bucurie. Anul trecut au fost investiți 15.945.730 de lei în scop filantropic la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.